Somnoroasele femei, pasive, lascive, impregnate și penetrate, pe la cuiburi se adună. Eu le spun cu gâtul sfâșiat de neputință, ca o larvă de fluture profund integrată în natură, neterminată și dezabuzată dinainte de a fi protejată. Noapte bună! Este noapte și îmi pot aminti. Totul s-a destructurat. Noaptea a intrat pretutindeni. O masă compactă de întuneric s-a insinuat ca o flacără peste lucruri și ființe. Esențialul îl simt ca pe un copac pe care m-am sprijinit odată. Limbajul este verde și fix ca un ochi de felină ce atacă. Instinctele mele au devenit impenetrabile la orice altceva decât spaimă rece și grijă fără obiect. Ca să pot să mă gândesc la moarte, trebuie să șterg totul în jur. Să mă detașez de sensuri, de întuneric, de lumină, de bucurie, de tristețe. Trebuie să-mi inventez un spațiu al timpului unde secundele să fie precum copacii, iar morții, niște draci jmecheri învăluiți în umbre pline de purpură. Mă târăște spre moarte golul din suflet și nu emoția. Tot ceea ce văd prin cimitire mi se pare precar și evanescent. Pentru mine moartea este o ființă care învie în fiecare moment și transcede viața. O înviere în geometria neființei. Mă uit la mâna cu care scriu. O mână obosită, plină de vene, cum se mișcă fără voia mea. O vietate străină care mă urmărește fanatic. Mi-aș tăia-o ca să mi-o schimb, aș distruge-o, m-aș juca cu ea. Așa cum făceam când eram studentă la medicină și
Mă plimbam cu mâinile pe trupurile bolnavilor, urmărindu-le reacția. Mâinile mele se opreau, apoi porneau la atac. După cum trupul respectiv răspundea la atingere. Imediat intru în transă, spațiul se deschide, eterul devine compact ca un câmp plin cu maci roșii. Mă văd alergând, blândă și suprut pusă înspre dezastru, dar înspre dezastrul meu care îmi place. Îmi place că sunt femeie. Dar asta pentru că știu că atât de mult am refuzat să fiu, încât am ajuns dincolo. Prin refuz m-am apropiat de esența mea. L-am înghițit și am devenit un animal plin de melancolia refuzului. Când văd cât de singură sunt, mă sufoc. Doar când mă gândesc la cuvântul singurătate și îmi și ordonez ființa în sensul ei, ca în fața plutonului de execuție. Un soare atât de puternic nu a mai fost de mult. Puternic. Intens. Cât îl pot asemăna nopții. Lumina lui o iubesc. Și-aș picura sânge pe fața lui înfocată. Dar cuvintele nu mă ajută. Când îmi place ceva, n-am răbdare să-l aproximez. Limbajul este ca o pădure care, pe măsură ce avansezi, senzația de rătăcire, de întuneric, străbătut de fâșii subțiri de lumină, de labirint, de lipsă de scop. Devine de nestrămutat. Acesta este limbajul. O pădure în care cazi fără să vrei. O naștere într-un loc pentru care nu ai optat, deși reprezintă sângele ce-ți curge prin vene. Cerul este foarte albastru. Din casă soarele pare puternic, orbitor. Pe zidul blocului din față lumina pare cu atât mai puternică cu cât sunt mai adânc lipită de pat, ca iarba de pe vârfurile munților, care prin îndepărtare pare cu atât mai vie, mai cărnoasă, mai albastră. Zidul poemelor mele este un zid
care are grosimea vieții mele. Moartea mea se va cocoța pe zid și va striga Cucurigu! Citesc doar ca să nu mă gândesc la moarte. Tot ce învăț din citit este un gol imens, prin care se scurg fetide secrețiile plăgilor, neputinței și limitelor mele. Să fac și scrimă, și box, și șah. Cred că aș lua premiul Nobel pentru mutație genetică. Viața mea rigidă, cu scris cu tot, este un salt erotic fundamental, paralizată de rușine, de teamă. Nu mai reușesc să mă privesc pe mine, să mă implantez în lume, să... Nu mai pot să acționez, nu mai pot să gândesc. Un șir suspect de destinderi și paralizări, ca ale unei reptile, precisă în frică și penibilă în atac. Îmi iau limbajul și plec. Mă adresez unui străin! Am încercat să extrag distinctul din infinita linie de orizont a tăcerii. Am încercat să-ți arăt tăcerea ca pe o linie de orizont. Tare. Gura întinsă. Eu sunt linia de orizont care tace. Străine, încerc să-ți pun mâna pe coapsa mea cu o delicatețe fără seamă. Nu mai sunt decât un animal jalnic. Nici om, nici femeie. Ori cu prea mult păr, ori cu prea puțin, ori plină de grijă, ori profund dezinteresată. Vânturându-mă de colo. Specificul meu nu este scrierea. Ce antiscriere? Adică lupta prin care ajung ori să scriu, ori să nu mai scriu. Adică o luptă care în prelungire să devină ceva împotriva scrisului. Eventual să fie tăcere. Sau moarte. Dar acum pentru a comunica aceste bizarerii am nevoie de cuvinte. Și ele se lasă, sărmanele folosite. E un avantaj că scrisul se mai lasă și folosit. Atunci când se prăbușește uneori sub un animal ca mine, deznădăjduit. Prăbușită pe mine însă îmi smulg cuvinte care să-mi dea un sens. Acum, când nu mă mai interesează nimic. Dar mă străduiesc să mă intereseze. Și o fac convinsă de zădărnicia scrierii acestor lucruri. Amintirile singure au devenit puternice ca niște tauri. Spiritul, rece și adânc, mă strânge între marginile lui metalice. Pentru mine cea mai blândă lumină a fost întunericul. Cea mai neîndurătoare este lumina luminii. Întunericul nu orbește decât pe dinăuntru. Lumina pârjolește totul, dintr-o dată. Îmi simt arsurile și sunt mutilată.
Afară plouă. E reanins. Alaltă reanins. Mi-e frig. În casă sunt doar 18 grade. Geamurile bucătăriei sunt aburite. Abia văd cerul. Cenușiu, stins. Lumina e difuză. De ocean. Acoperit de aripa întunecată a unei păsări imense. Care nu mai poate coborî niciodată. Dar nici nu se poate înălța. Ceva implacabil plutește în aer. Am o stare de oboseală în corp. Și mi-e frică tot timpul. Încă nu sunt bine. Nici n-am prea ieșit din casă. Am o stare de frică interioară ce ține de un biologic extrem de precar. Nu mai pot să scriu, nu mai pot să fac nimic. Sunt veșnic răcită, obosită. Hipogama globulinemie. Îmi place cum intră acum mirosul toamnei în casă. Pe fereastră, lumina albastră a soarelui. Mai adânc, mai indestructibil. Mai fără speranță. Am să încep prin a continua. Voi continua să mă gândesc. Cum poate întunericul... Ceea ce nu se poate vedea, dar există. Să mă provoace într-atât încât provocarea, odată constituită, să mă arunce în afară. Și să o văd rece și fixă. Animal ce stă la pândă. Îmi place provocarea în carne și oase. Cum strânge cu mâinile ei obosite gâtul întunericului. Al faptului de a fi înăuntru cu desăvârșire. Îmi place înăuntru. Nu știu dacă plăcerea de a fi înăuntru este masculină sau feminină. Dar mie îmi place în depresie. În întuneric, în cerc, în centru, înăuntru, în groapa de gunoi a lumii. Aici descoper cu o liniște prea mare. În întuneric sunt perfect liniștită. Cum nu există în afara sensului de a te introduce cu forța înăuntru, de a te distruge cu ochii deschiși, nimic, decât un nonsens divers și irezistibil. Ca un bărbat plec mereu, evadez. Îmi place să fiu liberă. Strig, plâng, apoi devin tehnică. Dar eu nu fug. Îmi construiesc o absență. Nu mai pot să trăiesc decât atunci când mă controlez. Voluptatea de a mă controla este atât de mare încât nu mai trebuie nimic altceva. Masca este desuetă. Controlul a luat locul măștii. I-a găsit dezavantajele. De
desprinderea măștii devenise un act sângeros. A descompus-o cu meticulozitate. I-a împrăștiat creierul euforic și butaforic în toate părțile. A lăsat-o să zacă la pământ. La pământ cu masca. A zis controlul. Ca un macho cu țigara în colțul gurii. Și la pământ a rămas. Astăzi cerul e întunecat și puternic. Stau sub cer. Cerul este imperturbabil. Adică, ideea mea despre așa zisul cer este de neclintit. Uneori acest peisaj efemer și totuși mereu același, care poartă numele de cer, dă o senzație de forță, pe care numai un animal mare și indiferent o poate da. Astăzi cerul se întinde ca un animal căruia este greață. Îmi place să uit că cerul nu este cer. Îmi place să fie cer, sub cer, ca și când aș fi pe cer, în cer, direct. Sunt cer. Sunt cerbul ce mișcă cerboaica și invers. Trebuie să încep cu începutul ca să poată fi și invers. De fapt, trebuie să fiu și una și alta. Abia atunci există inversul. Posibilitatea de a te mișca în cerc. Nu mai vreau poezie. Vreau în fiecare zi câte o literă. P, R, O, E, Z, I, E, V, A, R, Z, E. La sfârșit poate va ieși ceva. Tot timpul vreau. Vreau să vreau să vreau. Dar vrutul meu este rănit. Se aruncă înăuntrul meu ca un adolescent naiv. Rupe venele și arterele. Curge sânge. Se rupe ficatul. Se întâmplă ceva înăuntru. Sar în apărarea propriului trup prăbușit. Mă detașez de ceea ce este un vreau prea insistent. Devin proprietatea rigidă a propriului meu vrut. E bine. Din nou este întunecat afară. Lumina nu mai are intensitatea de până acum. E difuză, deasă, ascunsă printre frunzele galbene și roșii, care se desprind încet de pe ramuri și cad nesigure la pământ. Iar eu sunt obsedată de putere, de viață, de un erotism urcat în cap definitiv. Ca un sânge distilat în timp, care a ales să rămână după un drum al unui flux necunoscut în spațiul cel mai înalt al retortei.
Respirația e o expirație permanentă, ce elimină cu ea rima, risipa, sângerarea, vulgaritatea, obrăznicia, minciuna, impotența, boala și moartea. Tot ceea ce este mal format. De aceea, când ți se mai întâmplă să și inspiri, ți se taie respirația de atâta subiectivitate rea, expulzată odată cu mațele și plămânii. Mi-e rușine că sunt ceva de genul feminin. Dacă aș putea, mi-aș expira feminitatea definitiv. Într-atât încât să nu mai pot inspira niciun gram de orice altceva. De genul masculin. Sunt comunistă! Îmi place și mi-a plăcut comunismul. Pentru că sunt o felină. Îmi place să mi se dea de mâncare la ore fixe. Leafa să vină! Sunt leneșă, rea, deci sunt comunistă. Sunt săracă, lupt numai când mi-e foame. Mă târăsc prin parcuri, pe șosele, prin muzee, prin teatre. Discut ca să mă aflu în treabă. Nu! Mă cert! Mă plictisesc. Îmi place violența, utopia, îmi place lenea, suprafața, îmi place amorul, jocul. Sunt liberă, dar nu de tot. Sunt subtilă pentru că sunt cu ochii pe pradă. Nu-mi permit să o pierd, aș muri de foame. Sunt săracă și leneșă. Scriu numai la nevoie. Mă joc cu scrisul și scrisul plânge. Sunt democrată doar cu mine însămi, cu forțele și slăbiciunile mele. Când vine cineva cu propuneri negrite de vreme, desuete și ineficiente, devin comunistă, ucid pe loc, fără veste. Înjur, scuip, mă dau peste cap, mă răstorn. Devin un soldat cu scut și pușcă de vânătoare! Străine, mi-e dor de tine.
Trăiesc cea mai imposibilă poveste de dragoste ce mi-a fost dată vreodată. Pentru că nu te cunosc. Sau mai degrabă nici nu vreau să te cunosc. Te cunosc așa cum apare distinctul din globul imens al apei cenușii a indistinctului. Sunt o catastrofă semantică de care tu ar trebui să fii atras sexual. Străină, nu mai simt decât în absență. Sunt mutilată chiar și de ceea ce ar putea fi simpla prezența posibilului tău nume. Până și numele tău mi se pare complicat și saturat de prezență. Străină, crucea mea este absența. Afară persistă un animal mare, metalic, gri, insomniac. Insinuat odată cu aerul, retutinde. Printre crengi, copaci, rădăcini desfrunzite, blocuri acoperite de un praf gros, murdar, care tace. Tăcerea este apăsătoare. Și este unul și același lucru cu animalul însuși. Tăcerea animalii ca unui animal cenușiu. O mie de fețe. Introdus cu forța între lucruri și obiecte nemișcate, ce stau pe pământ resemnate. Să te cunoști pe tine însuți. Să dai în tine. Să te poți distruge. Să știi să riști. Să te îndepărtezi, să pleci. Să știi să nu mai fii. Să fii o absență.
De aceea văd limbajul licențios ca pe o femeie frumoasă ce își exhibă frumusețea și devine vulgar. Și limbajul erotic îl văd ca pe o cenușăreasă ce apare la ore fixe, cunoscute doar din punct de vedere cosmic și oricând gata să se evapore, să treacă dincolo, să fie de fapt o iluzie. Eu îmi execut nu sexualitatea, care pentru mine a fost un perete, ci chiar erotismul cu sete. Îl arunc în ograda bărbaților ca pe o minge. Spun mereu că sunt aproape un bărbat. Îmi construiesc un alt fel de erotism. De fapt, un antierotism. Nimic nu mi-ajunge, nimic nu mă satisface. Și apoi mă dau peste cap. Mă rostogolesc, mă joc. Sunt bătrână, sunt tânără, nu mi-ajung sau nu mi-ajung prea mult. Mă tai în felii de trup, cu capete de balaur, cu sentimentul datoriei infict în fiecare cap al balaurului. Copleșește sentimentul datoriei. Mă ține îmbrățișat strâns. Îmi suge sângele, picătură cu picătură. Străină. Nu mai pot vorbi cu tine decât prin intermediul paginilor negre. Pagini întunecate, pe care scrisul meu abia se mai zărește. Și vreau să-ți cuprind mâinile chiar acum, să-ți văd ochii, să-ți simt mirosul fierbinte de bărbat tânăr, tandrețea. Obsesia mea e focul ce curge prin venele tale albastre și joase. Obsesia mea e când scriu despre tine, nu când nu scrii tu despre mine. Străină, îți lipesc mâna de vena ta cea mai gravă. Cântă vena ta ca o lumânare ce arde aici lângă mine, pulsând de sângele cântător. Tu ești absența pe care o caut de câțiva ani încoace. Absența ca o prezență. Absența serilor întinsă pe suprafața cerului din ce în ce mai mare. Străine, te lipesc de suprafața cea mai întinsă a cerului pe care o pot zâmbi. Stai acolo. Mm.
Noaptea! Mai ales noaptea. Mă invadează monștri vicioși, bătrâni, lipsiți de scrupule, sătui de rațiune, ureți, libidinoși, ridicoli. Urlă în capul meu visul. Imaginea întruchipată a drogului. Lipsa celei mai elementare logici. O realitate supranormală, supraponderală și supracerebrală. Îmi place noaptea. Nu-mi place noaptea. Nu știu de ce îmi place noaptea. Visez cu ochii deschiși până la desființarea ochiului. Sunt înfricoșată de visurile mele, de carnea care apare uneori în vis, roșie, macră, străină complet de trupul din care făcea parte, de prelungirile visurilor, de cozile ca de caracatiță întinse la maximum, insinuate prin toate cotloanele unui supraspațiu ce pendulează lacom printr-un supratimp al nimănui. Noaptea aparține nimănui și îmi place să mă las invadată de noapte, până la pierderea identității. În afara faptului de a scrie, îmi plac două lucruri. Să nu fac nimic, să mă cert. Descurc ițe răsucite în jurul gâtului cu dinții. Rup cu gura sforile, tai în două prejudecățile. Străine, dacă n-aș mai scrie despre tine, capul meu s-ar îngropa singur în pământ. Dacă scriu despre tine, trebuie să-mi țin la vedere capul, dar dat deoparte definitiv. Sunt de privit, dar doar de departe. De aproape sunt de-a dreptul obscenă. Odată cu depărtarea, obscenitatea mea scade, se convertește. Devine un drum precaut către moarte. De aproape sunt moartă! Înțelegi cât de greu mi-e și cum timpul mă ține lângă el ca un animal gelos? Timpul a devenit gelos, nu eu. Otelul al meu este timpul. Să nu calci pe capul meu ca pe o imagine! Să nu-l strivești! Nu pot să fiu obscenă, deși sunt obscenă! Nu pot să nu vorbesc cu tine, deși sunt doar un cap. Dacă vrei trup, întoarce-te și caută-mi trupul. Timpul meu și are loc tot în cap, ca și capul în cap! Cap în trup sau trup în cap? Cum îți place? Cap sau pajură? Zi-mi cum îți place mai mult. Nu pot să nu văd că trece timpul și deja văd că scriu ca și cum mi-ai fi ocolit deja capul! Iar tu nici măcar nu m-ai văzut. Sunt aici. Locul meu este un non-doc. Și timpul meu este o gaură neagră, fac ce pot, mă descurc greu. Încă nu m-am sinucis. Moartea se va insinua sângele meu ca o ploaie carnivoră. Mi-au dispărut mușchii. Sunt toată numai sânge. Și mă voi transforma în cel mai obscen lucru cu putință. Într-un cadavru. Nu suport să fiu obscen. Nu suport să mor.
Mă retrag din fața mea, din fața lumii, din fața imaginii cadavrului meu. Mă atac cu sete, mă dau la o parte, intru în scris cu mâinile până la coate. Refuz dragostea, refuz plăcerea, refuz râsul, refuz relaxarea. Caut drogul și euforia, credința și idealul. Vreau să fiu o călugăriță necredincioasă până la ultima picătură de sânge. Vreau să mă joc cu credința mea și numai a mea. Credința mea e un animal sălbatic, turbat de foame, întuneric și frig. Arunc cu pietre în credință și smulg părul de pe cap cu un clește de fier. Credința urlă și eu mă joc cu ea. Îmi place să fac rău și să-mi fac rău. Voluptatea mea poate fi trasată cu creionul pe față, pe spate. Treptat devin un crește tras. Nu mai am față. Nu mai am credință. Nu mai am nimic. Mai am totuși ceva. O bucurie fără nume, care se îndeasă incapabilă de a se desființa în tot ceea ce trăiesc. Bucurie din întuneric și frig, din moarte și neputință, din absență și iar absență. O bucurie ce crește în timp, în progresie geometrică. Îmi înfășoară glezna ca un fular de mătase. Îmi atinge umărul ca un obiect de artă. Caut variante de a trăi. Să fac ceva, să ne amputez ceva. Să-mi mutilez creierul. Într-o seară târzie, umedă și contorsionată, atât de perfectă că mi s-a făcut frică. Mă plimbam, rătăcită, cu aerul că mă împiedicam de mine însă. Așa cum fac când mă las în urmă, infinit de mult, în intimitate. Mă plimbam, deci, către centrul istoric al capitalei. Când odată, din spate, în viteză prea mare pentru că voia să depășească totul în jur, înțeleg viteza, decât atunci când devine muribundă. Un critic literar foarte tânăr mi-a tras, din neatenție, pentru mine atenția e semnul visceral al pasiunii. Un șut în gleznă. Ah, gleznă. Măsura tuturor lucrurilor. Am văzut roșu în fața ochilor. Am urlat de durere. Glezna mea s-a făcut țândă. Grație și deznădejde n-am simțit decât în timpul menstruației. Pe loc au dispărut strada, copacii și centrul istoric al capitalei. Până atunci nu mai resimțisem decât umilința feminității și a bolii.
m-am prăbușit pe stradă. Am devenit un copil al străzii, fără nicio șansă. Ce mai trage pe nări doar voluptatea drogului și a morții. Mă simt 100% autoare și nu autor. Nu îndeplinesc toate condițiile pentru a fi numită autor. Mi-am dorit enorm să fiu autor. Dar nu pot. Nu-mi este dat. Eu nu am doar un dușman, așa cum are autorul. Pe Dumnezeu sau moartea sau timpul? Eu am doi dușmani. Pe Dumnezeu, sau moartea, sau timpul, și bărbatul convențional. Când ridic ochii în sus, dau în primul rând de niște umbre tari, masculine, care mă împiedică să privesc și mai sus. Trebuie să ajung să respir același aer tare, rarefiat, al înălțimilor masculine. Și abia după ce mi-am obișnuit plămânii cu aerul ars de timp al munților seminali, pot în sfârșit să privesc și mai sus. Acolo unde se află cuvântul. Sau moartea, sau timpul. Distanța dintre mine și moarte este aceeași ca și a celuilalt. După ce am ajuns pe culmile masculine ale disperării. Doar atât mi-a mai rămas. Să merg pe drumul meu cu obstinație. Să nu mă încurc în ațe străine. Să fiu eu însămi. Am hotărât să nu mai primesc pensia de invaliditate ușoară de la Uniunea Scriitorilor. Și să-mi găsesc un serviciu. Dar cum după terminarea psihologiei nu-mi dădusem atestatul și deci nu puteam funcționa ca psiholog, a trebuit să-mi echivalez anii de medicină absolviți cu școala de asistent sanitar. Cu noua patalama în mână să-mi găsesc un rost în viață. Aveam copilul mic, nu-l puteam întreține. Eram chinuită de sărăcie și de nebunia nerecunoașterii valorii mele, atât cât era de, ca să zic așa, poet. Am încercat să-mi găsesc un post. Am mers prin spitalele Bucureștilor. După două săptămâni de căutări epuizante, l-am găsit. Chiar la oncologie. Asta și pentru că era nevoie de asistente chiar aici, unde se muncea și se murea pe brânci.
Aici trebuia să te lași sub moarte. Să o consideri un personaj omniprezent, pe care o dădeai afară pe ușă și intra pe fereastră. Eram obișnuită cu gândul unei morți inevitabile, dar îndepărtate, tari și sigure. Pe când aici, moartea era rapidă, seacă și tăiam carne vie. Știam cum e să te topești din picioare, păstrându-ți frumusețea până în ultima clipă. Și dorința de a iubi și de a fi iubit. Pe când aici, trupurile erau deformate, strane, de nerecunoscut. Și mai ales femeile tinere, ce păreau a fi castrate, în ciuda tuturor prescripțiilor psihologice. Se tărau în fața ta ca niște feline, cu mațele ieșite în afară, furtându-le totuși cu grația lor de femei, ce o păstrau până în ultima clipă. Erau palide, incapabile să-și ascundă în spatele fardului violent grimasa furibundă, nu a morții, ci a faptului că a fost nevoie să le fie smulsă feminitatea, atât de rară și de prețioasă. Și erau cu atât mai grațioase. De primăvară timpurie, mult soare, femei ce merg grăbite spre nicăieri, ținând în mâini flori vesele și triste, roșii, albe, galbene, trandafiri și viorele, narcise, crizanteme, zambile, panseluțe. Florăresele stau la pândă la fiecare colț de stradă, bărbații par preocupați, deși nu sunt, sau sunt, dar din cu totul alte motive decât sărbătoarea femeilor. Copii, par cei mai hotărâți să se agațe cu mâinile și cu dinții de această sărbătoare blestemată și umilitoare. Copii sunt singurii care nu recunosc sfâșierea ce dăinuie în sufletul celei a cărei sărbătoare se transformă în fiecare zi a vieții ei într-o antisărbătoare și într-un antiritual. Și totuși, întreg universul se dă peste cap să ne amintească faptul că tot ceea ce nu poate fi respectat într-un mod autentic trebuie sărbătorit. Diversiune politică, corectă politică, ca oricare alta, căci despre politică este vorba. Spre a împăienjeni imaginea unei femei care nu vrea să moară spre a renaște cu adevărat, dar vrea cu siguranță să se târască spre un final agresiv. Această femeie își clamează durerea în gol, își supraexpune bucătăria ei distructivă, unde nu
armele sau instrumentele folosite sunt luate în serios. Performanța sau eficacitatea lor, nici personajul care le manipulează, cât imaginea femeii în fața instrumentului. Distanța dintre ea și instrument. Va vorbi niciodată de faptul că instrumentele respective ar putea reprezenta chiar prelungirea ființei ei. Dimpotrivă, se consideră că armele preferate ale tuturor sunt puse în slujba nu a femeii, ci a femeii care trebuie să fie în slujbă. Femeia este cea care trebuie să, altfel nu se poate. Și nu poate fi de sine stătătoare. Ea nu este o entitate, nu este suficientă sieși. Ea este produsul ilar al unor determinări exterioare ființei ei. Este în permanență împuns ochiul cu o oaștie osoasă din coasta lui Adam. Pentru a ieși din acest cerc vicios, din acest joc murdar, trebuie să-ți întorci fața de la zid către tine însăți. Zidul este acum de cunoscut, cât fața proprie, suprafața supraexpusă a unei ființe ajunse la gradul zero al umilinței. Trebuie să distrugi zidul care te înconjoară. Trebuie să te raportezi la tine, nu la celălalt. Pentru mine, ziua de 8 martie reprezintă ziua cea mai rea. Semnul nefast al umilinței. Bat jocura de zile mari. Iadul întors ca o mănușă spre publicul ce stă nemișcat. Străine! Aș vrea să te dau la o parte. Să văd mai bine bărbăția cu care îți omor fiecare gest, mai mult sau mai puțin feminin. Aș vrea să îți întorc chipul pe dos, să observ cu atenție cum îți controlez cuvintele alea reci, ce îți găuresc limba și chiar cerul gurii. Ceva ce este la voi, la bărbați, nu roz. Nici negru. Mai mult apă decât sânge. Mai mult moarte decât viață. Învăluite într-o ceață deasă, dansează ca niște umbre violente pe zid, în plin proces al întunecării scrisului și al construcției unei poezii pe cale de dispariție. Neputința execrabilă de a le mai atinge îmi dă senzații de criminal de
Îmi iubesc rudele de sânge. Mamă, soră, tata absent. Fiul nu este o rudă. Este ceva mai mult sau mai puțin decât o rudă. Este numai sânge. Fiul este altceva. Cum spunea, sânge, pur și simplu. Dar sunt tot eu, eul meu masculin. Tot nebunia mea, tot sinele meu este în el, recognoscibil. Spiritul meu este recognoscibil. Ca o literatură ca noastră de limbă, ca un corp străin.
Boala face trupul să fie, se pune pe el în funcție, lucrează, construiește mici prăpăsti în jocul cu moartea. Dar nimic nu se putea compara cu boala. Scriu, sunt. Când eram bolnavă, sau când sunt bolnavă, îmi simt trupul ca pe o revelație. Și revelația este scris. Scrisul meu este revelația trupului meu. Atunci am început să visez și să trăiesc visând. Visul era veșnic, erotic și morbid. Mă îndrăgosteam fără să mă îndrăgostesc, cu pasiune. Eram drogată de boală și de moarte. Știam că din cauza bolii voi trăi la marginea societății. În sânge aveam numai ziduri. Astăzi m-am trezit greu. Mă apasă ceva asemănător cerului. Un animal imens, cenușiu, nemișcat. Nu mă lasă să respir. Nu mă mai recunoaște. Bătrână. Capul mă doare. În centru, deasupra ochilor, lumina mă doare. Mă vor năpădi marginile ca niște buruieni. Vor țâșni prin trupul meu, pe aici, pe acolo. Sunt ca un cartof încolțit. Iar tu, străine, vei asista imperturbabil la descompunerea simultană cu învierea mea. Când m-am îndrăgostit, mi-am spus că trebuie să mă anulez pe mine. Să declar că nu exist, că numai celălalt are valoare. Și aș fi renunțat și la scris dacă mi s-ar fi cerut. Dar n-am renunțat.
pentru că probabil scrisul și-a câștigat o valoare de sine stătătoare într-o relație amoroasă unde totul se prăbușește într-o groapă rău mirositoare și unde doar cuvintele rezistă aerului puturos ce vine din adâncuri. Ce plăcere este aceea care îmi pune trupul cu fața în sus ca o cruce lipită de pământ, care se adâncește în același pământ odată cu mișcările pe care ea le provoacă. Ce-mi pasă mie de toate înlănțuirile posibile și imposibile ale brațelor, gâtului, trupului, picioarelor, când înlănțuirile respective sunt obscene și duc către un final previzibil? Ce poate fi mai previzibil decât plăcerea? Nu mă interesează pe mine o plăcere atât de ușor de obținut. De ce m-a făcut femeie? I-am cerut eu Dumnezeului meu să mă nasc și încă femeie. Grea pedeapsă pentru un creier ca al meu, aristocrat și extirpat în partea lui primitivă. Nu mai suport disgrațiosul, inconștientul, trivialul, informul. Neputința de a accepta vulgarul feminin vine din neputința de a accepta că sunt ceva care trebuie pus mereu la locul lui, ceva delimitat, definit ca atare. Bărbatul este ceva ce nu are limite ca definiție. Femeia, ea, mereu trebuie să fie într-un fel sau altul. Exact asta îmi repugnă. Cum repugnă cuvântul care îmi semnifică mie faptul că plăcerea trebuie să-mi fie proprie. Dacă pentru a deveni nelimitată ca ființă trebuie să-mi smulg plăcerea din creier ca pe o frunză a unei flori, atunci vreau să-mi smulg frunza cu floare cu tot. Și n-am decât să rămân o infirmă. Cerul creierului negru ca iadul. Și totuși pentru ce scrisul? Pentru a seduce. Pentru a mă juca cu mine și cu lumea. Pentru a-mi obliga energia inepuizabilă să curgă printr-un șanț perfect delimitat. Pentru a-mi executa vitalitatea, exacerbată din cauza bolii. Pentru a-mi exercita puterea de autocontrol. Pentru a scrie despre boală și moarte și de a uita. Tocmai când scriu despre boală și moarte. Cum întunericul îmi atacă ființa. Sunt credincioasă ca o sfântă acestui întuneric distrugător. Îi simt mâinile fără piele, singurătatea violentă, fanatismul fără urme de strâmbăcie. Sfârșitul zilei, rece, o singură rază de soare ca un fascicul, ce taie în carne vie, laser, te-am inventat, te-am frecventat tocmai când eram în plină nevroză. Nu sunt bună la nimic.
cine ar mai putea interesa întunericul meu, din care țâșnește urina? Somoroasele femei, pasive, lascive, impregnate și penetrate, pe la cuiburi se adună. Eu le spun cu gâtul sfâșiat de neputință, ca o larvă de fluture profund integrată în natură, neterminată, și dezabuzat dinainte de a fi protejat. Noapte bună.